De la premier la președinte al Senatului, Florin Câțu a devenit al doilea om în stat după ce a pierdut funcția de prim-ministru. Alexandra Popescu vine cu mai multe detalii. Alexandra, bună ziua! Ce alte schimbări de funcții s-au făcut în noua coaliție? Bun găsit, Livia! Marcel Ciolacu este de astăzi din nou președinte al Camerei Deputaților. Asta după ce, știm bine, Ludovic Orban a renunțat la această funcție, iar până acum interimar a fost tot un social-democrat, și anume Sorin Grindeanu. De asemenea, Anca Dragu a fost demisă astăzi de majoritatea senatorilor pentru că, spun ei, s-a format o nouă majoritate parlamentară și trebuia să se întâmple acest lucru. Așadar, acum Florin Câțu a fost votat de senatori pentru a fi noul președinte al Senatului. Așadar, Florin Câțu este al doilea om în stat. USR nu este de acord cu această decizie, așa că supărați au spus că vor contesta totul la Curtea Constituțională. De asemenea, tot astăzi va fi depus și programul de guvernare și lista de miniștri. Din programul de guvernare se arată faptul că de la 1 ianuarie punctul de pensie va crește cu 10% și va ajunge la 1586 de lei. De asemenea, salariul minim va fi majorat la 2550 de lei, iar alocațiile vor crește pentru copiii de peste 2 ani la 243 de lei, iar pentru cei până în 2 ani va ajunge la 600 de lei. În plus, o nouă schimbare va fi pentru pensionarii care au venituri mai mari de 4000 de lei. Aceștia vor începe să plătească asigurarea socială de sănătate. Joi ar urma să fie votat noul guvern de către parlamentari.